inglese, le molte ore mi-am adus aminte de lucrările pe care Domnul a vorbit prin sora Mihaela pentru mine și pentru biserica aceasta și mi-a dat puterea așa de mult ca să rămân în picioare. Pentru faptul că vă aduc în aminte câteva din ele. Spune, zice, tu nu te încrede în oameni și nu cauta să rezolvi tu problema pe care este cu biserica asta. Pentru că eu, Domnul, îi voi rezolva problema ei, bisericii. Tu nu mă slujește mie cu credincioșie și vei vedea că brațul meu te va călăuzi și va binecuvânta lucrarea din locul acesta. Și eu cred lucrul acesta și mulțumesc Dumnezeu. Dar după cum ne-a vorbit și în seara asta, vezi, Domnul vrea ca să fim vegheatori, vrea ca să fim lucrători. Amin. În biserica aceasta. Ne cheamă la mai multă dedicare, la mai multă apropiere de El. Și lucrul acesta este bun și plăcut înaintea Domnului dacă ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu și vom împlini cuvântul Domnului. Pentru că lui Dumnezeu nu-i plac jertfele cu cusuri. Și dacă vii la programul în biserică, dacă începe la ora 6 și vii la ora 6 și 10, să știi că jertfa ta din seara asta este cu cusuri. Și nu este o jertfă întreagă și Dumnezeu nu-i place lucrul acesta. Așa că nu te aștepta atunci când tu ai să ridici glasul și ai să ceri ceva de la Dumnezeu, să zică Dumnezeu, iată-mă. Că Dumnezeu zice, iată-mă la cei care slujesc cu credincioșie și din toată inima și cu toată puterea lor. Și eu vă îndemn în seara aceasta în numele Domnului, pentru că am avut și noaptea care a trecut anumite descoperiri cu privire la biserica aceasta și Domnul m-a îndemnat ca să vorbesc bisericii și să spun pentru slujirea cu credincioșie. Nu poți să slujești la doi stăpâni și nu poți să slujești la biserica Gapi și la biserica cealaltă, la fratele Lepădatu. Dacă Domnul te-a rânduit și te-a pus aici, stai aici. Și dacă crezi că Domnul te-a rânduit să stai la Lepădatu, stai acolo, la Lepădatu, că eu nu te scot de acolo. Eu nu vreau să vină nimeni din altă parte decât numai ce i-a va da Domnul. Dar Domnul ne cheamă pe toți la o slujire cu credincioșie și cu toată inima. Și aceasta am avut eu din partea Domnului cu persoana care m-a întâlnit și am vorbit și vă spun și dumneavoastră că trebuie să ne predăm cu totul slujba Domnului. Pentru că în special frață care suntem în pruntea poporului, dacă nu sunt ok, pune descurajare în inimile celor care sunt mai bătrâni și vin la biserică și văd că frață din conducerea bisericii nu sunt aici. Eu sunt cu o oră mai repede aici. Și cum pot să vin eu mai repede, poate să vină și altcineva. Pentru că nu faceți pentru voi ceea ce faceți. Faceți pentru Domnul. Și dacă faceți pentru Domnul, faceți ca jertfa voastră să fie o jertfă bună, completă. Spune Apostolul Pavel la 12 de la Romani, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută Domnului. Și aceasta va fi un lucru bun și plăcut înaintea Domnului. Și dacă noi timpul nostru care suntem aici, îl închinăm Domnului și ne aducem pe noi însuși ca o jertfă lui Dumnezeu, haideți jertfa noastră să nu fie cu cusuri, să fie o jertfă completă și curată și Domnul să vă binecuvinteze pe toți, cei care vreți ca să slujiți Domnului. Duhul Sfânt a vorbit câteva săptămâni în urmă prin gura lui fratele Vitale despre creștinii turiști. Și eu am zis că au fost ca o profeție. Puteți să vă uitați pe YouTube, că mai este predica lui, și să vedeți ce cuvinte minunate a vorbit și ce importantă are predica, importanță are predica aceea. Pentru că nu el a făcut din înțelepciunea lui și din puterea lui. Că dacă ar fi făcut-o el, poate că nu s-ar fi prins așa de bine. Dar pentru că Duhul Sfânt l-a inspirat și l-a călăuzit și i-a pus cuvintele care sunt acolo în gura lui și ne-a vorbit nouă, eu le-am luat ca ceva serios, foarte serios. Și aș ruga și ceilalți frați din biserică ca să nu fie creștini turiști din biserică, să slujească Domnului cu credincioșie și Domnul vă va binecuvânta. Pentru că așa mi s-a vorbit la Snaid, că Domnul vrea să binecuvinteze biserica aceasta, vrea să binecuvinteze familiile fraților care sunt dedicați în slujba Domnului. Și eu cred că Domnul va face lucrul acesta pentru că așa ne-a vorbit. Și de aceea vă îndemn ca să căutăm, să ne îndreptăm după cuvântul Domnului și să-i slujim Domnului cu toată inima noastră, cu toată puterea noastră. Și Domnul să fie proslăvit.